Salutare prieteni și iubitori ai Deltei! Bine ați venit pe canalul Cu și despre pescuit în Delta Dunării. Eu sunt Cornel și astăzi sunteți invitații mei la o partidă de pescuit la feeder. Chiar dacă a venit viitura, apa este foarte tulbure, eu sper ca totuși să prind ceva acolo. Rămâne de văzut. În episodul de astăzi voi pescui cu un echipament nou. Haideți să vi-l prezint! După cum v-ați dat seama, și echipamentul de astăzi mi-a fost pus la dispoziție tot de către echipa magazinului Doi Pescari. Și acesta constă în două lansete complet echipate. Atât lansetele, cât și mulinetele, cât și firul mi-a fost pus la dispoziție de către magazinul Doi Pescari. Acum am să le desfac din ambalajul în care le-am primit, am să vi le arăt, după care să le vedem și cum se comportă la pescuit. Țin să precizez că aceste echipamente nu necesită un efort bugetar mare. Sunt niște echipamente ieftine, un preț imbatabil aș putea spune. Rămâne să le vedem și cum vor lucra. Dacă modul în care se comportă este corespunzător prețului plătit, altceva chiar nu ai nevoie, mai ales dacă ești începător în ale pescuitului la feeder și nu dorești să investești foarte mult de la început în practicarea acestui sport. Prima lansetă care am să vă prezint este o lansetă Delfin Magma Legend 4RY Method de 360 cu o putere de aruncare de 215 grame. Lanseta vine într-o husă dintr-un material gen fâș. Haideți să o desfacem. Un lucru bun are acest tub pentru vârfuri și vine cu un număr de 5 vârfuri. Avem heavy, medium, din fibră de carbon, din carbon și tot fibră de carbon și fibră de sticlă, de fapt din fibră de sticlă care este light. Pe fiecare dintre bețe găsim inscripționat puterea acestuia și condițiile de folosire. Am să încep eu să le pun, să vedem, poate prinde camera, să vedeți și dumneavoastră cum... Ceea ce este bine, inițial, la începuturile mele, am folosit o lansetă. Nici nu mai știu de la ce firmă. Într-adevăr, vârfurile erau colorate, dar n-am găsit nicăieri ca să-mi spună ce putere au în funcție de culoare. Și până la urmă am legat un plumb cu o oață, le-am fixat și am atârnat acel plumb ca să văd care se curbează mai mult, să știu cum să le folosesc. Dar în cazul acesta, cred că a prins camera și se ved că sunt inscripționate. Da, deci 3 sunt din fibră de sticlă și 2 din fibră de carbon. La feederele care le folosesc eu și care le-ați văzut în partidele mele de pescuit de pe mal, cele de la Okuma Solitron, nu mi-au venit cu un astfel de tubă. Ulterior am cumpărat eu un tub ca să pot să protejez vârfurile. Mânerul. Uite aici, cred că i-a rămas la interior, asta e. Se simte o folie dintre aceea cu bule. Mânerul arată foarte bine. Asta este o Eva, dar de culoare maro față de negru cu care eram obișnuiți. Are inscripția Magma într-o teșitură a mânerului, pare foarte bine aderentă. Puterea și lungimea este inscripționată și pe mâner, tronsonul de susținere.
un manual cu instrucțiuni. Al doilea tronson. Dar nu-l voi monta acum, am să-l montez abia după ce voi pune și fir pe mulineta cu care o voi echipa. Și tronsonul port vârf, îl avem aici și pe el. Din ce am înțeles de la echipa 2 pescari, un avantaj îl constituie acela că la echipamentele Delfin, în special la lansete, în cazul în care ai rupt un tronson, este posibil să obții într-un timp relativ scurt acel tronson, să-l înlocuiești. Fiindcă cei care aveți echipamente bine, și eu am întâmpinat la Shimano această problemă, foarte greu obții un tronson rupt să-l înlocuiești. Durează foarte mult, uneori îți vine să renunți la lansetă și să cumperi alta. Pentru a echipa această lansetă, am primit mai multe mulinete, dar am ales această mulinetă Delfin Mystix. O mulinetă cu un raport de 5,5:1, 5+1 rulmenți, un tambur foarte încăpător, 0,28, 510 metri. Spune că intră pe el. Mulineta are și bi-runner. Chiar dacă la feeder nu-ți folosește foarte mult, fiindcă ești lângă ele, dar în cazul în care mai pleci și pescuiești la Dunăre, unde nu știi niciodată ce îți va intra, chiar dacă intenția ta este să pescuiești la pești de talie mică, oricând poate să-ți vină un crap și te-a lăsat fără mulinetă. Dar așa ai activat bi-runner-ul și ai rezolvat problema. Mulineta văd că rulează foarte bine. Frâna este ok. Nu este frână rapidă, este frână micrometrică. Oricum la prețul ăsta nu prea ai cum să primești o mulinetă cu frână rapidă. Oricum este suficient că are și bi-runner. Bi-runner-ul lucrează foarte bine și el. Pentru a echipa lansetele care le voi folosi pentru a pescui la feeder, am primit un fir monofilament de la Delfin. Impuls se numește. Am înțeles că și acest fir are un preț foarte avantajos. Am ales grosimea de 0,3 la 7,7. Din același motiv, cei care folosiți, care pescuiți pe diverse bălți, o să spuneți că este un fir gros. Pentru baltă este, dar pentru Dunăre nu este un fir gros. Fiindcă, așa cum v-am spus, Dunărea este neprevăzută în a ne oferi capturi. Să-i pun dispozitivul.
Cam atât fir am să pun pe tambur. După cum observați și dumneavoastră, firul este uniform așezat. Zic eu că este în regulă. Ce am omis să vă mai spun, mulineta mai vine și cu încă un șurub de rezervă, deci pentru fixarea mulinetei, în cazul în care se pierde, să mai existe un șurub de rezervă. De fapt, cred că am să mă limitez la ce v-am prezentat cu privire la această lansetă. La acest moment, chiar n-are sens să o asamblez, fiindcă dacă sunt la pescuit, nu o să vă arăt acum. Și am să trec la următoarea lansetă. Și această lansetă este tot o Delfin Magma, Reaxe Legendary 4RY de 360, în schimb puterea de aruncare este 150 de grame. Haideți să o vedem și pe ea. Husa este tot un material dintre acela gen fâș. Nu cred aș folosi eu în husă lansetele, dar cel puțin cele care vin în pânza aceea gen hârtie chiar mă enervează. Și această lansetă vine cu vârfurile tot într-un tub. Tubul este destul de gros, de bună calitate. Are tot 5 vârfuri. La fel sunt și ele inscripționate cu privire la putere, însă aceste vârfuri sunt toate din carbon, deci nu mai avem vârfurile acelea din fibră de sticlă, cum am avut la cealaltă. Dar este bine că le avem, U heavy, medium, U light, light și heavy. Și vom ști cum să le folosim. Le punem la loc. Uite, segmentul ăsta a ieșit cu tot cu folia aceasta de protecție din bule. La fel ca și cealaltă, și aceasta are tot un mâner din EVA, doar că este puțin mai solid mânerul decât la cealaltă. Este inscripționată cu lungimea și puterea de aruncare și faptul că este o lansetă heavy. O mandrină de bună calitate. Al doilea segment și are un manual de instrucțiuni. Și segmentul port vârf. Această lansetă o voi echipa cu o mulinetă tot de la Delphi, și anume mulineta Calmo 7T. Este o mulinetă cu 3 plus 1 rulmenți, tot cu un raport de 5,1:1, tamburul cam aproximativ la fel de încăpător, la 0,35 are 370 de metri. Haideți să o și vedem. Și aceasta vine cu șuruburi de rezervă pentru fixarea manivelei.
Și această mulinetă are Byroner, văd. Toate că tamburul mi se pare mult mai generos decât la precedenta. Are și anti-revers. La rece mulineta se comportă bine, are un pic de jocuri, dar nu majore. Frâna lucrează cursiv. Nici ea nu beneficiază de frână rapidă. Byroner-ul lucrează și el frumos. Să o montăm pe lansetă și să-i punem fir. Am pus suficient fir și pe această mulinetă. Am să-l fixez și pe el într-un clips. Pentru a transporta în condiții foarte bune la locul de pescuit lansetele, am să le introduc într-o husă a mea. Găsiți clipul de prezentare pe canal. Este o husă tot de la Delfin, Atoma 135, și am impresia că se încadrează și aceste lansete în această husă. Cum v-am spus și atunci, husa este fix ce trebuie pentru a merge la pescuit cu bagaje cât mai puține, fiindcă are buzunare pentru suporți, pentru de toate. Ia să vedem în cap ambele seturi de vârfuri aici. În buzunarul de... Da, fără probleme. Acum să introduc și lansetele, numai că trebuie să strâng mânerul mulinetei. Așa. La fix intră. O introducem și pe cea de-a doua. Și după cum vedeți, am protejat foarte bine lansetele și am redus și cantitatea de bagaje de transportat. Îi strâng și aceste amânerul.
Asta este. Perfect. Le-ai luat pe umăr și ai plecat. Cam atât am avut de prezentat, să ne apucăm de pescuit. Peștele, dar în schimb țânțarii sunt de groază. Nu mă lasă nici măcar să pun firul pe lansetă. Am ales să folosesc astăzi rodpodul, fiindcă vreau să protejez lansetele cât de cât să nu se murdărească. Am ajuns la momentul în care să le lansez la apă. Să punem momeala în cârlig. Voi începe prin acești peleți Wild Carp. De la druncinatul din remorcă s-a adunat porumbul deasupra. Deci lanseta cu puterea de aruncare de 150 este gata pentru lansare.
Vrem să vedem cum lansează. Nu trebuie să arunc la distanță foarte mare, că așa se pescuiește la Dunăre. Să pun momeală și la cealaltă. Este ora 9:21. Să vedem după cât timp avem prima prezentare. Am să închei aici partida de astăzi. De când am venit, nu am avut nici măcar o ciupitură. Absolut nimic, nimic. Rare ori mi s-a întâmplat chiar să nu fie măcar o trăsătură. Nu am prins pește, dar măcar să vezi o prezentare. Absolut nimic. Prin urmare, voi pleca acasă și voi reveni când condițiile de pescuit se vor schimba. Așa cum vă spusese în dimineață, apa este foarte, foarte tulbure. Nu vezi răpitor, nu absolut nimic. Tot peștele, probabil și el din cauza tulburării, s-a retras undeva. Ne vedem la continuarea, într-o zi mai bună. Prieteni, să continuăm aventura. Am ieșit din nou la pescuit și, într-adevăr, este o aventură, ținând cont de tulbureala care o are apa. De asta dată sunt pe Lidcov, fiindcă Lidcovul m-a cam salvat de fiecare dată când era tulbureală pe Dunăre. Să sperăm că și de data asta. Am ajuns să testez în continuare cele două lansete de la Delfin Magma, cea de 150 și cea de 200 de grame putere. Le-am lansat, nu vă ascund, deja am și capturat doi carași, specia țintă a acestei zile este carasul, deci măcar să vedem că prindem ceva, ținând cont că pe Dunăre este dezastru. Șansele de a prinde ați văzut mai înainte puțin, nici măcar o trăsătură nu am avut o zi întreagă. Să sperăm că astăzi am ce să vă arăt. N-am reușit să filmez, fiindcă imediat ce am băgat, că am zis să bag prima dată lansetele să iau pulsul până să pun camerele. Dar cum am aruncat-o pe una, m-am și prins primul caras, am aruncat-o pe a doua până să montez camerele, am mai venit încă un caras. Să sperăm că vor veni în continuare și alții, astfel încât să-i vedeți și dumneavoastră în momentul în care îi voi prinde. Nada este aceeași de la Fiderix, peleții de 7 mm de la Fiderix. Să vedem ce rezultate vom avea. Ce frumos lucrează lanseta. Oho, cât a carasul de frumos! Ia uite și caras frumos!
vedem, am reușit să-l înțepăm. Da, se pare că da. O să-l iau așa fără. Doar că ăsta e prea mic, îi dăm drum. De data asta avem un caras frumos. Am prins ciortan mai mici ca el. Înțepat perfect în buzița de jos. Ia uite cât a carasul de mare. Vă place? Iarăși un caras. Pe cea din stânga. Chiar a tras frumușel, dar văd că a lăsat. Și a revenit la cea din dreapta. Vine spre mal, nervos, tare. Dar e mare asta. Trebuie să-l iau cu minciogul. Gata! Te-ai băgat-o și în sărci. Dar tot te-am prins. Și trage și la cealaltă. Nu-și carași ăștia pe litcu. Ia uite ce frumos sunt. Și un omititel. Îmi plac aceste lansete. Chiar lucrează frumos. Probabil că și cu pește de talie mare se comportă corespunzător. Și mulinetele sunt ok. Cârcotașii o să spună că e dificil ce fac eu acum pescuitul ăsta din barcă. Într-adevăr, ele nu sunt lansete să pescuiești cu ele din barcă, sunt prea lungi.
La barcă un 2,40 este suficient, ori la 3,60 deja este mult. Uite, deja pe dreapta iarăși îmi trage. Dar am zis ca să termin testul cu ele, să le vedem cum merg, ce curbură au un drill. Ori asta o putem vedea chiar și așa, chiar dacă partea cea mai dificilă este lansarea. Lansarea nu ai mare precizie lansând din barcă, mai ales că sunt și sub o salcie, îmi vine greu. Dacă era mai scurtă, lansam mult mai precis. Am vrut să le testez de pe mal, dar asta e, dacă Dunărea nu mai oferă nimic, ori pe Lidcov nu prea avem de unde pescui pe mal, singura variantă rămâne pescuitul din barcă. Pe Lidcov nu avem zone unde să ne așezăm pe mal să pescuim. Iarăși un caras frumos. Trăsăturile nu sunt tocmai dese, gen partide dintre acelea când aproape renunți la o lansetă, fiindcă nu reușești să pescuiești. Dar în schimb, comparativ cu ce a fost la Dunăre, când o zi întreagă n-am văzut nicio trăsătură, e o partidă superbă. Uite, abia îl cuprind în mână pe domnul Caras. Am reușit să-l prind și pe ăsta. A venit tocmai când vroiam să-l lansez. Îmi plac și pastele Barilla, pe asta am trecut-o pe paste Barilla între timp. Am vrut să văd ce se întâmplă. S-o lansez pe asta, că mai bine să stau cu amândouă pe uscat.
o trăsătură, dă seama în satul. Da, trăsătură și captură. Încă unul. Vor urma cam 3-4 zile fără pescuit, fiindcă am văzut prognoza meteo și va veni o perioadă cu vânturi puternice. Gata, vă retrageți? Cum? A, da? Eu stau aici la adăpost, dacă vedeți pe partea cealaltă a canalului, vântul deja se intensifică. Deci se pare că prognoza va fi adevărată și într-adevăr va fi vânt foarte puternic în următoarele parcă 3 sau 4 zile. De când s-a intensificat vântul, chiar și trăsăturile s-au mai rărit. Ambele vârfuri dansează, să vedem care se va hotărâ să și finalizeze. S-a hotărât cel din dreapta. Este pește! Este carasul mărăvaș!
și cea din dreapta e pe cale să puncteze din nou. Și-a punctat. Aveți vreo explicație? Aceeași peleț, aceeași montură? Până la urmă și-a revenit. Scos și pe asta că... Tocmai vreau să o lanse pe cealaltă și am pește în asta. S-o arunc pe asta că mi se dizolvă ce am în coșuleț.
dintre cei mai mari care i-am prins astăzi. Ia uitați. Aici am stat foarte bine, adăpost. În momentul în care voi ieși pe Dunăre, probabil o să-mi dea de furcă, vor fi valuri. O să mă stropească puțin. Vârfurile la ambele lansete dansează. Probabil s-a adunat mărunțișul în jurul coșulețului până când va veni un caras mai sănătos să apuce și de momeala de pe cârlig. Dar oricum, decât cum a fost data trecută când nici măcar o vibrație la vârf n-am văzut, ținând cont că apa e, deci că e lapte cu cafea, e o partidă excelentă. Și avem o nouă captură. Avem și pe asta la altă. Cred că da. Vine o barcă, n-am să lansez acum, că nu știu dacă o să reducă viteza și dacă vine cu viteză, o să mi le acopere de pământ. N-au, nici n-a schițat să reducă viteza. Am făcut bine că n-am stat. Și mai vine una.
Și anul ăsta vine pe accelerare. După barcă pare pescar, da? După comportament, n-are nicio treabă. Aștept să treacă și asta. Mulțumesc. Deci cel puțin cei care vin din stânga mea sunt foarte vizibili. Dacă vor să reducă, reducă, cum a făcut și domnul care a trecut. Ceilalți, asta e. Și l-am păcălit. Și a finalizat dreapta. M-a amestecat montura până s-a hotărât să muște. Prieteni, am să închei partida de astăzi, care o pot cataloga ca fiind o partidă excelentă, în condițiile în care apa este așa cum este și cum ați văzut-o și dumneavoastră în imaginele care le-am imortalizat. Cele două lansete s-au comportat exemplar în drill, în lanseu, mulinetele la fel, frânele au lucrat frumos, nu am avut, cu toate că era caras, nu am avut nicio ruptură să-i rupă gura la vreunul, au preluat șocurile excelent, trăsăturile au fost vizibile pe vârfurile care le-am ales, acum când le voi scoate din apă nici n-am să le mai lansez din nou, am să le împachetez, fiindcă trebuie să mă retrag, deja vine seara. Rămân să vă arăt captura zilei și bineînțeles, nu uitați, un like, o abonare, un comentariu să mă ajutați să dezvolt acest canal. Până data viitoare, la revedere, în continuare, vizionați captura zilei.